propunerile nu prevăd altceva decât o serie de măsuri care să rezolve odată pentru totdeauna problema întreținerii terenurilor intravilane aflate în proprietatea administrațiilor publice locale, a agenților economici și chiar a persoanelor fizice autorizate. Măsurile sunt necesare, consideră viceprimarul municipiului Zalău, Daniela Coța. Doamna viceprimar, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre aceste propuneri legislative care, cel puțin din punctul meu de vedere, sunt foarte interesante. Par și sunt interesante și din punctul de vedere al autorităților publice locale. Spun aceasta deoarece este important ca atunci când deții o proprietate să știi că ai și obligații, nu doar drepturi. Ai dreptul de a utiliza acea proprietate așa cum îți dorești, dar ai și anumite obligații. Iar întreținerea spațiilor intravilane care sunt proprietatea cuiva este absolut obligatorie. În întreținere mă refer atât la împrejmuire, cât și la dezinsecție, deratizare și toate celelalte care țin de curățenia până la urmă a orașului în care trăim. Este normal și sper ca toți cetățenii să fie de acord cu această stare de normalitate. Printre aceste măsuri se numără întreținerea, deratizarea, dezinsecția și curățenia terenurilor prin tunderea periodică a vegetației și eliminarea deșeurilor menajere, asigurarea curățeniei la locurile de depozitare a deșeurilor, îngrădirea terenurilor virane și înștiințarea autorităților competente în vederea îndepărtării câinilor comunitari.